În acest memorial al durerii găsim o dovadă de netăgăduit că acolo, în fața morții, după gratii și sârma ghimpată, nu a existat decât o singură etnie, etnia luptătorilor anticomuniști și un singur Dumnezeu. Rezistența anticomunistă trebuie privită ca un întreg, ca un tot unitar și nici de cum să nu acceptăm ca alții să vină astăzi să ne ofărmițeze pe criterii politice, etnice sau de culte. Riscăm să rămânem iarăși fără istorie, așa cum s-a mai întâmplat și după război. Într-adevăr, Ion Gavrilo Ogoranu a avut dreptate și vreau să subliniez și eu, în urmă cu 60-70 de ani, noi n-am reușit să împiedicăm instaurarea comunismului, să împiedicăm colectivizarea agriculturii, naționalizarea și multe alte lucruri care s-au petrecut. Dar prin atitudinea noastră, cu certitudine, am demonstrat unei lumi întregi că în această țară nu toți am fost niște lași și niște lingăi ai Moscovei și ai Partidului Comunist. Și au existat și copii, elevi, studenți, bărbați, femei, țărani, muncitori și chiar academicieni, care atunci când a fost vorba de salvarea demnității acestui neam, nici chiar jertfa supremă nu li s-a părut prea mult. Vă mulțumesc!